Bună ziua, oameni frumoși, bine v-am regăsit! Astăzi vom face etalarea generală pentru anul 2022. Etalare pentru Zodia Taur, ascendent lună în Zodia Taur. Dacă vă doriți o etalare personalizată, îmi puteți lăsa un mesaj pe WhatsApp la numărul 0726981520 iar dacă vă doriți, și vă face plăcere să lăsați un like, un coment, să vă abonați, să deveniți membri acestui canal. Să știți că apreciez foarte mult aceste lucruri și vă mulțumesc din suflet. Vom vedea ce se va întâmpla în fiecare lună în parte. Cum veți sta din toate punctele de vedere, dragoste, bani, afaceri, sănătate prietenii, acte, casă, în general toate aceste aspecte, da? Și la sfârșit vom vedea și anumite evenimente importante care vor avea loc în viața dumneavoastră în anul 2022. Puteți revedea acest video și pe parcursul anului să vedeți exact ce se mai întâmplă, ce s-a întâmplat. Bun, și acestea sunt cărțile pe care le vom folosi la sfârșit să vedem ce se întâmplă în plus în viața dumneavoastră în anul 2022. Așa, acum vom începe cu luna ianuarie și să vedem. Ce se va întâmpla? În cazul Doamnelor, luna ianuarie va fi una în care parcă vă retrageți, așa apare foarte multă singurătate, apare o tăcere, poate din partea persoanei iubite, vă interesează foarte mult să știți mai multe lucruri, ce se întâmplă, ce gândește, ce ar vrea, poate fi vorba de o despărțire, poate fi vorba de un proces prin care veți trece sau rezolvarea unor acte, poate cu o bancă cu o casă și așa mai departe. În cazul domnilor, vă văd foarte atenți sau vă doriți foarte mult atenția unei femei. Văd și legături de suflet de pereche în anul acesta. Deci vă concentrați foarte mult pe femeie, pe femeie matură, poate fi o femeie de la locul de muncă, poate fi o femeie care vă interesează foarte tare și cu care vă doriți să fiți toată viața. Deci asta este energia pentru luna ianuarie. Pentru luna februarie, avem uh, noi începuturi. Fie va fi o lună în care vă concentrați și vă axați toată atenția asupra copiilor, fie este o lună în care uh, începeți situații noi, un nou loc de muncă, uh, o nouă sursă de venit, o nouă relație, uh, o schimbare în viața dumneavoastră. Deci este o lună în care apar noi începuturi, dar să știți că veți da dovadă și de foarte multă naivitate în luna aceasta, în luna februarie. O lună în care parcă sunteți așa mai copilăroși, dar veți avea parte și de idei foarte bune Deci luna februarie este luna începuturilor Pentru luna martie avem stabilitate, o cale sigură spre a obține ceea ce vă doresc dumneavoastră Fie că vorbim de uh, sănătate, fie că vorbim de relații sentimentale, de bani, de muncă de orice v-ar interesa prietenii și așa mai departe, mergeți, deci este o cale sigură. Văd că vă puteți întâlni jumătatea luna martie, unei dintre dumneavoastră. Este o lună în care acordați atenție și străinătății, deci e o lună în care socializați foarte mult cu străinătatea, ori sunteți plecați, ori vă faceți planuri de viitor, poate să plecați în vacanță, deci din luna martie încep aceste lucruri. Este o lună în care... Apare foarte multă energie, dar și dorința aceasta de a vă muta, de a merge în altă parte, de a explora lucruri noi, situații noi. În luna aprilie veți descoperi foarte multe secrete, secrete care vă vor șoca, pur și simplu vă blochează, vă lasă fără cuvinte. Poate fi și o lună în care veți da un examen, unii dintre nevastre, sau veți începe un curs, faceți un curs. Pe de altă parte poate fi o lună în care începeți să rezolvați sau începeți să faceți actele pentru o casă, începeți, nu știu, să faceți o autorizație, să faceți un împrumut, să reamenajați casa, să renovați, să vă mutați în altă parte. Este o lună în care puneți accent, v-am zis în primul rând este o lună cercetării, a secretelor care ies la iveală, dar și o lună în care este importantă familia, este importantă locuința locul în care stați. Luna mai vine cu o celebrare, o surpriză, e o luna a surprizelor, a evenimentelor fericite din viața dumneavoastră. Puteți să vă bucurați din plin de această lună, este o lună, și foarte, o lună foarte bună și pe planul financiar. În care puteți câștiga foarte bine, în care puteți obține împrumutul pe care vi-l doriți, în care puteți recupera o sumă de bani, o lună în care și sănătatea este una foarte bună, începeți să scăpați de anumite nemulțumiri, dar și veți avea parte și de bucurii, satisfacție, mulțumire sufletească. În luna iunie. Veți socializa foarte mult, văd că ieșiți foarte mult, stați mai mult pe internet, cunoașteți oameni noi sau încercați să. vă fi și o luna a organizărilor, a grupurilor, ori ieșiți mai des cu prieteni, cunoștințele, ori pur și simplu veți socializa mult mai mult în luna aceasta, pentru că unii dintre nevă să sunteți un pic cam confuzi în iunie și veți încerca să găsiți răspunsuri, să vă rezolvați situația în care vă aflați să scăpați de anumite tensiuni sau de o situație complicată. Deci o lună în care veți da foarte multă importanță socializării și a noilor cunoștințe. În luna iulie avem două energii, în primul rând, văd rivalitate, dușmani ascunși, dar și uh, posibilitatea de a scăpa de aceste energii, pentru că apar semne, apare o direcție nouă uh, prin care să scăpați de uh, rivalitatea în dragoste. De exemplu, dacă sunteți într-o relație de trio, posibil să scăpați de această conexiune de această rivalitate. Dacă simțiți că vi s-au făcut anumite lucruri, anumite lucrături pe dumneavoastră, că aveți purcăciuni și așa mai departe, este o lună în care scăpați de aceste energii și le, le veți simți din plin. Pe de altă parte, v-am zis, este vorba de un har. Poate unii dintre dumneavoastră vă dați seama că aveți o anumită abilitate și pe care O să vă doriți să o folosiți, să o puneți în practică, să veți fi mult mai spirituale în una aceasta pe de altă parte vorbim și de anumite tensiuni fie la locul de muncă, fie cu partenerul de viață. Deci este o lună cu de toate. Dar și foarte multă rivalitate. Eu zic că scăpați de această energie, că scăpați de această tensiune. Luna august pentru dumneavoastră este o lună karmică, o lună în care vă veți da foarte multe răspunsuri, o lună în care vă întâlniți jumătatea, poate unele dintre dumneavoastră vă întâlniți acel suflet care vă este destinat. În cazul doamnelor, cu siguranță veți cunoaște un bărbat foarte încântător, iar în cazul în care îl cunoașteți deja, ei, luna aceasta vă dați seama că de fapt omul acesta face parte din viața dumneavoastră și Va fi pentru totdeauna. Pentru că aici vorbim și de relații care au fost în pauză, de despărțiri. Va urma o împăcare și este destinul dumneavoastră. Pe de altă parte, văd că veți face foarte multe sacrificii în luna august, fie la muncă, fie a menține pacea și liniștea în viața dumneavoastră de zi cu zi. Pentru că și energiile cu care vi se vede face, pentru că apar foarte multe schimbări, atitudinea persoanelor din jur se vor schimba. Ei, deci, și decât să vă creeze, nu știu, neplăcere, preferați să rezolvați aceste lucruri. În luna septembrie, luna septembrie pentru dumneavoastră este foarte bună din punct de vedere financiar. Văd câștiguri foarte frumoase la dumneavoastră din diverse surse, dar eu cred că este vorba și de bancă, de un împrumut, de o achiziție, nu știu, vindeți o casă, vindeți o mașină și veți câștiga anumite sume de bani, pentru că văd și surprize, participați la o licitație, se fac anumite donații și așa mai departe, e o lună foarte reușită, dar poate fi vorba și de un eveniment în viața dumneavoastră care o să vă aducă un câștig, poate faceți o cununie. Da, și cu luni aceasta să vă aducă un câștig financiar. În luna octombrie, haideți să vedem luna octombrie, luna octombrie care este un pic cam agitată pentru dumneavoastră și veți da atenție multă sănătății. Văd probleme dentare, probleme cu oasele, poate fi vorba și de o intervenție chirurgicală, poate fi vorba de o cezareană în cazul doamnelor, da, în luna octombrie. Deci dacă vă doriți un copil, la anul cu siguranță se va întâmpla. E o lună în care veți fi foarte tranșanți, veți face schimbări bruște, veți lua decizii bruște, pentru că v-ați cam sătura să vă învârtiți în cerc, v-ați sătura să fiți luați peste picior și veți fi chiar foarte porniți, da? ca un... Da, e multă agitație în luna aceasta la dumneavoastră și sunteți foarte porniți să faceți schimbări. Iar în luna noiembrie, luna noiembrie tot așa, văd că scăpați de problemele care, se, care vor fi sau se vor accentua în luna octombrie. În noiembrie scăpați de ele, pentru că exact cum v-am spus, veți fi foarte tranșanți și veți avea parte de o realizare foarte mare, de un succes, de o bucurie, de o împlinire în luna decembrie văd colaborări, discuții, jurăminte, promisiuni din partea unor persoane. Pe unii îi veți lua în serios, pe alții nu, pentru că sunt persoane înșelătoare sau persoane care promit mare acusare, dar nu fac nimic concret. La muncă, iar este o lună foarte bună, luna decembrie 2022, o să schimbați ceva, să aflați lucruri noi, să vă experimentați într-un anumit domeniu, văd discuții foarte plăcute și chiar o dușmancă, un dușman vi-l faceți prieten, o persoană care tot a încercat să vă facă rău, își dă seama că a greșit mult față de dumneavoastră și o să-și dorească să se împace, să încerce să vă facă să-l iertați, să o iertați. Și mai vorbim de îndrăgostire, emoții foarte puternice în luna decembrie, vă îndrăgostiți, văd și foarte multe nopți dormite, fie că va fi o lună foarte solicitantă la locul de muncă, fie că va fi o lună în care emoțiile chiar își vor spune cuvântul în viața dumneavoastră. Haideți să vedem un pic și pe fiecare segment în parte. Sănătate, v-am spus, aici e o situație mai delicată, apare o intervenție chirurgicală, nu e neapărat să fie a dumneavoastră, poate a unei persoane din viața dumneavoastră sau poate fi o cesareană sau o intervenție care vă schimbă viața radical, dar. Ten să cred că apare cam brusc, deci poate fi vorba de o situație pe care o întâmpinați dumneavoastră, dar care va fi cu succes, se va finaliza cu succes. Văd că veți face și un tratament mai apoi care vă da roade și o să fiți foarte încântați. Parcă cineva vă salvează viața în anul acesta. Da, veți fi mult mai liniștiți. Foarte multă tensiune apare la dumneavoastră, e stresul pe partea financiară sau cu oamenii cu care colaborați, cu care discutați. Stresul, da, aș pune amprenta în viața dumneavoastră, dar scăpați. Deci, până la urmă, nu este un an uh, care să nu vă mulțumească din punctul acesta de vedere. Din punct de vedere emoțional. V-am zis, în primul rând o să vă cunoașteți sortitul, sortita, pe de altă parte văd foarte multe întâlniri, discuții, cunoașteți oameni noi, reîntâlniți oameni din trecutul dumneavoastră, veți fi foarte încântați de, și plăcut surprinși de atitudinea oamenilor din jur, vorbim și de căsătorie, de angajamente serioase, hârtii scrise, deci poate fi căsătoria. Vorbim de îndrăgostel să vă reîndrăgostiți de cineva sau cineva să se reîndrăgostește de dumneavoastră vorbim și de faptul că cineva se retrage. Deci dacă ați avut o persoană care tot timpul v-a pus piedici în relația sentimentală, nu a vrut să fiți cu cineva anume și a încercat să vă îndepărteze, să vă țină cât mai departe de acea persoană, e bine, în anul 2022 nu va mai face acest lucru. Uh... Pentru că, exact cum v-am spus, sunt discuții foarte plăcute, discuții care o să vă încânte foarte tare. Pe planul comunicării, unii dintre dumneavoastră veți fi foarte tăcuți în anul 2022, pe când alții dintre dumneavoastră veți fi foarte vocali, veți discuta foarte mult, veți fi foarte curioși, vreți, veți dori să știți cât mai multe lucruri. Călătorii, din nou, văd la dumneavoastră, chiar... Poate veți lua și, vă veți lua și două vacanțe în anul acesta, în casă, multă liniște, multă fidelitate, multă uh, iubire, înțelegere uh, și chiar veți descoperi lucruri noi. Văd că veți scăpa și de anumite lucruri, de exemplu, dacă nu v-a mers bine în casă, dacă nu ați avut spor, dacă nu ați avut reușită, dacă de ceva timp tot vă chinuiți să faceți o mutare, să faceți o schimbare în viața dumneavoastră, e bine, este un an bun să faceți aceste lucruri, și chiar vă încurajează oarecum destinul să faceți aceste schimbări pentru că vorbim de legături bune sau de achiziții sau de vânzări foarte bune. Pe planul muncii, pe planul muncii veți avea parte de contracte noi, Veți face schimbări foarte importante la locul de muncă. Veți face ceea ce iubiți în anul acesta. Fie că vorbim de un loc de muncă, fie că vorbim de o afacere, fie că vorbim de un proiect. Orice vă doriți va fi cu succes. Tot ceea ce veți întreprinde anul acesta. Văd dragoste de lungă durată pe viață în unele situații. Scăpați de oameni falși. Dacă vorbim de bani, aveți un an foarte bun din punct de vedere financiar, cu multe reușite, să știți și cu multe câștiguri, mai ales prin instituții de stat, indiferent ce ar însemna acest lucru pentru dumneavoastră. Cu banii, comunicarea. Comunicarea este foarte bună și modul în care veți pune problemele în general o să vă aducă succes. Veți atrage oameni buni în jurul dumneavoastră care o să vă ajute foarte mult în tot ceea ce veți face. Vor fi foarte puține momente stresante, momente în care vă enervați sau nimic nu vă iese. În schimb, ceea ce ține de idei noi, planuri noi, nu prea sunteți dumneavoastră deschiși să faceți aceste lucruri sau nu sunteți încrezători că veți reuși sunteți un pic așa cam dezorientați, sunteți între da și nu, să face, să nu face, să încercați, să nu încercați. Până nu încercați, nu veți ști concret ce, ce, ce vă așteaptă cu adevărat în anul acesta sau ce posibilități, ce oferte, ce oportunități pot apărea care vă pot schimba viața radical. Bun, haideți să vedem și mesajele suplimentare sau evenimentele care mai pot avea loc în viața dumneavoastră în anul 2021. Și avem luna. Da, un copil, văd o fetiță care vă schimbă viața, este în destin. Chiar dacă nu vă planificați să faceți un copil, se pare că este în destinul dumneavoastră. Uh, numărul norocos sau cifra care vă poate călăuzi în anul acesta este numărul 2. Și, vedeți, dumneavoastră este un, o cifră foarte importantă, având în vedere că vorbim de anul 2022. Uh, Vă cunoaște sortitul. Deci mesajele importante, na da, se vede clar, reușită în dragoste, mutări importante în viața dumneavoastră, scăpaze, de energii negative, și apare un copil sau un nou început. Sunt situații de durată, sunt situații pe viață care vor apărea ambele în calea dumneavoastră în anul acesta și chiar dacă vă îngrijorează anumite situații pe planul sănătății, de exemplu, la orice problemă, nu la orice problem, pentru că na, fiecare are o anumită problemă, poate sunt unele care nu se vor rezolva. Cert este că este un an al miracolelor din toate punctele de vedere. Deci nu aș exclude nici pe partea sănătății, dacă știți pe cineva că o stare foarte gravă, să se întâmple un miracol, indiferent ce înseamnă acest lucru. Deci trebuie să privim partea bună a situației. Mutări, persoane noi, foarte multă comunicare. Deci este un an excelent pentru dumneavoastră, dar predominant cifra 2 înseamnă că va fi și un an al deciziilor sau a dualității. Da, veți sta un pic pe gânduri când veți face anumite lucruri în anul acesta. Poate fi vorba de o relație de trio sau să iubiți două persoane. Cam atât am avut să vă spun. Vă doresc un an excelent. S aveți parte numai de împliniri frumoase, de realizări. Să luați deciziile cu inima, cu sufletul sau rațional, depinde de la caz la caz. Deci vă doresc tot ceea ce nu ați reușit dumneavoastră să realizați în anul 2021 să vi se îndeplinească în anul 2022 și să-l încheiați cu bine. Eu vă, vă îmbrățișez pe toți cu mult drag și să ne auzim cu bine data viitoare. La revedere!